Mihai, nu luăm unul de ăsta. Nu. Intră în buget, crede-mă. Round 1. Fight. O ceapă, am curățat-o, am tăiat-o cu bulețe măricele. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video. Astăzi o să facem ceva de buget și așa mulți dintre voi, nu știu, stați la internat și nu aveți un buget așa larg, așa că aveți nevoie de un preț mai redus. Suntem la un magazin de alimente și așa că hai să mergem să vedem ce găsim. Sunt 3 de alea micuțe. Așa. Mihai, nu luăm unul de ăsta. Nu. Intră în buget, crede-mă. Hai la culezi cartea. Un leu și 14 bănuți. 5 morcovei. 70 de bani. Eu și 40 de bani. Tu știi că o să trească să mă plătești și pentru faptul că-ți car coșul, nu? Până nu avem nici 9 lei. Bă, aici ai mare problemă. 8 lei și 9 lei și, bă, ce-s cu prețurile astea, că... Adică, aici am găsit ceva la 5 lei și 99. No, rămâne cu ăsta, bine, e un kilogram, deci... faceți mai mult din el. Păi, nu, 6 lei. Băgăm aici. O pulpă, 4 lei, 38. Am sosit de la cumpărături, totalul este de 13 lei și 50 de bani, dar am mai luat eu niște chestii și am uitat să pun bagheta de pâine care a fost 1 leu și 39 leu, 50, o să vedeți voi aici undeva, o să vă las. Deci în total au fost vreo 15 lei. Deci bă, de 15 lei o să facem o supă cremă de cartofi și orez cu o pulpuță, cu sos. Părerea mea e că de 15 lei nu e decent, e super, e lux, ce bă. Am pus apă la fiert. Acum o să pregătim pentru supa cremă. Morcov, am cumpărat vreo 4 morcove de ăștia mai micuți, vreo 3-4 cartofi. Și tăiem rondele. Gata. Adăugăm legumele în apă. Acum. Nu, păi astea simplu le-am pus la fiert. Acum singurul lucru e să așteptăm să fiarbă. La sfârșit când o să le blendăm, atunci o să dăm și gust. Un felul 2. Ce putem face? O pulpuță pe care am dat nici mai mult, nici mai puțin de 4,38 de bani. Două cepuțe și un ardei. Asta n-am mai pus că n-am mai cumpărat, că am avut acasă ceva deja desfăcut, dar mă gândesc că și voi aveți bulion, dacă nu o cutiuță de asta cât e 2 lei în plus, adică na. Și uleiul nu l-am pus la cheltuie, deoarece na. Lumea mă gândesc că are un litru de ulei, care nu le iei de fiecare dată când merg la cumpărături, luați odată la hă. Nu bine, fără pălăvră jală. Desfacem pulpuța. Eu vezi că am vrut să dai invers cu cuțitul. Nu, că eu nu știu la ce cuțit e, mai e pe acolo, care e cu lama sus, care e cu lama jos. Acum mergem cu pulpuța să o spălăm. O să tăiem pulpuța în două. Bine, voi puteți lăsa și mare, da? Și eu m-am decis să o sapui. Haterilor, să știți că în curăț tocător după ce lucrezi cu pui, adică nu dai legume. E o copon de cepuță și de ardei, ceapa tocată mărunt. Așa, perfect. Tu, care te uiți la acest video, nu plâng după tine. Cubulețe. Ulei de floare. Sigur, acasă puneți legumele. Noi ce o să facem? O să punem prima dată carnea. O să-i dăm aici o, așa, o crustă. Round 1. Fight.
am luat piept. Hai, dă-le drag. Dacă și ăsta e piept, mă las de bucătărie. Am luat cărnica, cum punem legumele. Le lăsăm o țărucă să se călească, punem și un picuț de sare să se moaie mai rapid. Pastă de roșii. Dacă nu aveți nou, bulion, folosiți bulion și puteți să faceți un groșal, așa se numește în Ardeal, un groșal, adică o lingură de făină cu bulion și amestecat bine și adăugat aici. Eu am pastă de roșii, care, nu, o puteți lua din orice magazin. Lăsăm așa un picuț pasta asta de roșii să prinde așa un pic de gust. Venim acum cu puiuțul. Iar apoi cu apă. Am luat legumele de pe foc, am păstrat aici într-un bol niște supă rămasă de la legume, pentru că a fost prea multă. Luăm un blender și băgăm aici mare blender. A, da, am pus și orezul între timp, mă gândesc că știi să puneți apă și să puneți orezul la fier și cât scrie pe pachet, atât a lăsat. Hai, acum o să trecem la montaj. O bucată dintr-o baghetă, să nu fie așa gol. Să nu fie așa gol. Uite. Cam atât și cu preparatul nostru, rețetă de buget. Eu zic că din 15 lei pe care am dat, gândiți-vă că supă cremă, uitați cât mai este aici, adică nu-i numai farfurie asta, se satură și două persoane, iar carne, mă gândesc că o fată nu poate să mănânce două bucăți de ăstea de carne. Cam atât și cu acest video, dacă v-a plăcut și mai vreți să fac chestii de astea, nu uitați de un like, de un subscribe, de un share, de donații, de ce vreți voi. Noi ne revedem data viitoare cu un nou video. Eu am fost Mihai, v-am pupat, pa, pa!